Felicitări pentru victorie. N-a fost cu gol astăzi, însă ți-au ieșit pasele. Tavi Popescu, 20 de ani, a devenit ținta criticilor după discursul pe care l-a avut la finalul meciului câștigat de FCSB cu Universitatea Craiova, scor 3-0, din etapa a 8-a a Superligii. Decarul roșalbaștrilor s-a arătat convins că selecționerul Daniel Pancu are ceva personal cu el, din moment ce nu l-a convocat în lotul României U21 pentru meciul cu Albania, programat marțea viitoare, de la ora 19:30. În cadrul unei intervenții telefonice la Fotbal Club, Sorin Cârțu, 67 de ani, a avut un discurs dur la adresa lui Popescu și declarat că vorbele acestuia au fost atât nepotrivite, cât și nejustificate. Nu are voie, e un copilărism. Să știi că și eu am dat 4 goluri cu Steaua și nu m-a chemat Lucescu la echipa națională. Eu nu am pomenit pe vremea noastră să se facă asemenea comentarii. E un fotbalist răsfățat și inconstant, care ne dă cu lingurița și țârita. Uite că nu e chiar așa. Își permite să atace o decizie a unui antrenor. A ajuns... Pancu nu pot să comenteze treaba lui, ce lot face, ce... Știu că are ceva cu mine mai demult, dar... Ce are? Să se supere. El ar trebui să se supere că nu e la echipa mare. Că ești orgolios și ambițios. Supărat că nu te cheamă Edi Iordănescu, a spus Cârțu.